70. Spitalul era din nou plin. Ciuma, care păruse a se stinge pe parcursul primelor 3 luni ale anului 1349, se întoarse în aprilie cu puteri îndoite. În ziua de după duminica Paștelui, Cheris privea ostenită rândurile de saltele înghesuite în zigzag, atât de apropiate încât călugărițele trebuiau să pășească foarte atent printre ele. Cu toate acestea, deplasarea le era oarecum ușurată de faptul că bolnavii erau asistați de foarte puține rude. Era periculos să stai de veche lângă vreun neam suferind. Te expuneai pericolului de a te îmbolnăvi și tu, iar oamenii deveniseră nemiloși. Când începuse epidemia, rămaseră lipiți de cei dragi indiferent de pericolele la care se expuneau. Mamele alături de copii, soții cu soțiile lor, adulții cu părinții lor în vârstă, dragostea arătându-se mai puternică decât teama. Dar lucrurile se schimbaseră. Chiar și cele mai puternice legături de familie fuseseră erodate puternic de acidul morții. Acum cei mai mulți pacienți erau aduși la spital de un părinte sau un soț, care apoi pleca pur și simplu, fără să ia în seamă țipetele sfâșietoare ale celui lăsat în urmă. Numai călugărițele cu chipurile acoperite cu măști și mâinile spălate în oțet sfidau necruțătoarea boală. În mod surprinzător, Cheris nu ducea lipsă de ajutoare. Mănăstirea de maici se bucurase de un aflux de novice care luaseră locul călugărițelor care muriseră. Iar asta se datora, cel puțin parțial, reputației de sfântă pe care și-o câștigase Cheris. La rândul ei, mănăstirea de călugări trecea printr-un proces asemănător de reviriment, iar Thomas avea acum în subordinea sa o clasă de novici pe care îi pregătea pentru viața monahală. Cu toții căutau o ordine în această lume care părea să se fi transformat într-un haos total. De data aceasta, ciuma făcuse victime printre orășenii de vază care scăpaseră înainte de ghearele ei lungi. Cheris era îndurerată de decesul lui John Conetabilul. Nu agrease niciodată prea mult viziunea lui dintr-o bucată asupra justiției, adică să-i ciomăgească bine pe scandalagii și abia apoi să pună întrebări. Dar avea să fie mai greu să mențină ordinea acum fără el. Durdulia Betty Brutăreasa, care cocea tot felul de chifle pentru sărbătorile orașului, își dăduse și ea obștescul sfârșit, iar brutăria fusese împărțită de voie de nevoie între fiicele ei, aflate și acum în conflict. O urmase curând Dick Berarul, ultimul reprezentant al generației tatălui lui Cheris. O cohortă de oameni care știau cum să facă bani și să se bucure de avantajele aduse de aceștia. Cheris și Mertin reușiseră să încetinească ritmul de întindere al epidemiei prin anularea adunărilor publice importante. De Paște nu avusese loc nicio procesiune în catedrală și de Rusalii n-avea să se desfășoare nici târgul de lână. Târgul săptămânal se ținea în afara zidurilor orașului pe câmpul îndrăgostiților, iar cei mai mulți dintre orășeni se fereau să participe. Cheris voise să implementeze astfel de măsuri încă de la primele cazuri de ciumă, dar Godwin și el frichii se împotriviseră. Din câte spunea Mertin, anumite orașe italiene chiar își închiseseră porțile pentru 30 sau chiar 40 de zile, stare de lucruri cunoscută sub numele de trentină, respectiv carantină. Acum era prea târziu pentru a mai opri intrarea bolii în oraș, dar Cheris era în continuare de părere că restricțiile impuse aveau să salveze multe vieți. Una dintre chestiunile cu care nu era nevoită să-și bată capul era cea a banilor. Din ce în ce mai mulți oameni rămași fără rude își lăsau averile mănăstirii, iar mulți dintre novicii intrați recent sub oblăduirea lor aduceau cu ei pământuri, turme de oi, livezi și aur. Mănăstirea de maici nu fusese niciodată așa de bogată ca acum, dar nu era decât o consolare slabă față de restul. Pentru prima dată în viața ei se simțea obosită. Nu numai ostenită de munca grea, ci și secătuită de energie lipsită de voință, slăbită de atâtea obstacole. Epidemia era mai necruțătoare decât oricând, se cerând în fiecare săptămână circa 200 de oameni, iar ea nu mai știa cum să se descurce. O dureau toți mușchii, își simțea inima grea, iar uneori îi se împăienjeneau ochii. Se întreba mereu sumbru cum aveau să se termine toate acestea. Oare aveau să moară cu toții? Pe ușă intrară cu pași clătinați 2 bărbați, amândoi sângerând. Cheris se grăbi să le iasă în întâmpinare. Înainte de a ajunge suficient de aproape pentru a-i putea atinge, se siză mirosul dulce putregăios de băutură pe care îl degajau corpurile lor. Deși nu era nici măcar ora prânzului, erau amândoi criță. Scoase un suspin de frustrare. Asemenea întâmplări erau cât se poate de comune în ultima vreme. Îi cunoștea vag pe cei doi. Barney și Lou
doi tineri puternici care lucrau în abatorul lui Eduard Măcelarul. Unul dintre brațele lui Barney atârna moale, probabil pentru că și-l rupsese. Lu avea o rană îngrozitoare la nivelul feței. Avea nasul zdrobit, iar un ochi îi era umflat și învinețit. Amândoi păreau a fi prea beți pentru a mai simți durerea. S-a iscat o bătaie. Reuși să îngaine Barney, străduindu-se să pronunțe cuvintele în așa fel încât să poată fi înțelese. N-am vrut, e prietenul meu cel mai bun, îl iubesc de nu mai pot. Kerry și sora Nelly îi așezară pe bețiv pe două saltele alăturate. Nelly îl examină pe Barney și spuse că brațul acestuia nu era rupt, ci doar dislocat și trimise o novice după Matthew Barbierul, chirurgul, care avea să încerce să îl pună la loc. Kerry spălă cu grijă chipul lui Lou. N-avea cum să-i mai salveze ochiul. Era zdrobit ca un ou fiert moale. Genul acesta de lucruri o umpleau de furie. Cei doi nu sufereau de vreo boală și nici nu era vorba despre niște răni accidentale. Își făcuseră rău unul altuia ca urmare a excesului de băutură. După primul val de ciumă, reușise să-i mobilizeze pe oameni suficient pentru a reinstaura ordinea și respectarea legilor, însă al doilea val afectase într-un mod teribil sufletele orășenilor. Când ceruse din nou reinstaurarea unor norme civilizate de comportament, reacția lor fusese apatică. Nu știa ce să facă mai departe și se simțea teribil de obosită. Cum îi privea pe cei doi răniți care stăteau întinși unul lângă celălalt pe podea, auzi un zgomot ciudat venit de undeva de afară. O clipă a avut impresia că se întoarce în trecut, în urmă cu 3 ani, în timpul bătăliei de la Cressy și că e asurzită de bubuiturile îngrozitoare făcute de mașinăriile cele mai noi ale regelui Eduard, care aruncau bile de piatră înspre rândurile dușmane. Zgomotul se auzi din nou, iar ea își dădu seama că era vorba despre o tobă. Mai multe tobe, de fapt, care erau lovite fără a se ține cont de vreun ritm anume. Apoi auzi cimpoaie și clopote, ale căror note nu se reuneau în nicio linie melodică unitară, urmate de țipete aspre, jeluiri și strigăte care ar fi putut să fie la fel de bine de triumf sau de agonie, sau chiar de amândouă în același timp. Hărmălaia semăna în mare parte cu zgomotele unei bătălii, fără a fi însoțită însă de șuieratul săgeților care zburau prin aer și nechezăturile disperate ale cailor mutilați. Încruntându-se, ieși din spital. Un grup de vreo 40 de persoane ajunsese pe pajiștea de lângă catedrală și dansa nebunește cu mișcări ce aminteau de ritualurile străvechi. Unii cântau la diverse instrumente muzicale sau, mai degrabă, zdrângăneau cum se pricepeau, pentru că în haosul acela nu găseai pic de armonie. Straiele lor subțiri și viu colorate erau zdrențuite și pătate, iar unii dintre participanți erau pe jumătate goi, expunându-și nepăsători părțile intime. Toți cei care nu aveau instrumente muzicale țineau în mână bice. În urma lor se strânsese o mulțime de orășeni care se holbau la spectacol, curioși și uluiți de-a dreptul. Dansatorii erau conduși de călugărul cerșetor Murdo, mai gras ca oricând, dar care țopăia nebunește cu sudoarea și roind pe chipul lui murdar și picurând din barba încălcită. Conduse alaiul până la intrarea vestică a catedralei, unde se întoarse pe loc pentru a li se adresa. Am păcătuit cu toții, mugi el. Cei care îl urmau izbucniră într-o avalanșă de strigăte care țineau loc de răspuns. Țipete nearticulate și gemete animalice. Suntem țărână, continuă el spre extazul ascultătorilor. Ne scăldăm în desfrânare cum se tăvălesc porcii în noroi. Ne lăsăm tremurând de poftă în voia dorințelor noastre carnale. Merităm să fim biciuiți de ciumă. Da, și ce trebuie să facem? Să suferim, strigară dansatorii. Trebuie să suferim. Unul dintre susținătorii lui Murdo se năpusti înainte, pocnind dintr-un bici. Acesta era alcătuit din 3 șireturi de piele, la capătul cărora erau înnodate niște pietre ascuțite. Se aruncă la picioarele lui Murdo și începu să se biciuiască pe spate. Biciul sfâșia materialul subțire al cămășii pe care o purta și spatele începu să-i sângereze. Țipa de durere, iar restul adepților lui Murdo suspinară compătimitori. Apoi în fața lor veni o femeie. Aceasta își lepădă cămașa până la talie, expunându-și sânii în văzul tuturor și începu să-și lovească spatele gol cu un bici similar. Din rândurile grupului de nou venit se ridică iarăși un cor de suspine. În timp ce aceștia ieșeau pe rând în față pentru a se flagela, Kerry observă că mulți dintre ei aveau corpul acoperit cu tot felul de vânătăi și tăieturi pe jumătate vindecate. Mai făcuseră asta și înainte, unii dintre ei chiar de multe ori. Oare mergeau din oraș în oraș repetând acest spectacol?
Având în vedere că Murdo era implicat, era sigură că, mai devreme sau mai târziu, cineva avea să înceapă să strângă bani. O femeie din mulțimea de orășeni care îi privea pe nou veniți ieși din rândul concitadinilor săi țipând: „Și eu trebuie să sufăr!” Kerris fu surprinsă să o recunoască pe Mered, tânăra soție supusă a lui Marcel Mungiul. Kerris nu-și putea închipui ce fel de păcate comisese aceasta, dar poate că nu voia decât să profite de ocazie pentru a-și face viața mai spectaculoasă. Femeia își lepădă rochea, o a zvârli cât colo și rămase goală pușcă în fața călugărului cerșetor. Avea pielea curată, nepătată și era de-a dreptul frumoasă. Murdo o măsură câteva momente, după care îi spuse: „Sărută-mi picioarele!” Mered îngenunche în fața lui, expunându-și obscen fundul dinaintea mulțimii, după care își coborâ buzele către picioarele mizerabile ale călugărului. Acesta luă un bici de la un alt penitent și îl întinse. Femeia își aplică o lovitură, după care slobozi un țipăt ascuțit de durere, iar pielea albă îi fu marcată instantaneu de niște dâre roșiatice. Alte câteva persoane se detașară dornice din mulțime. Majoritatea bărbați, iar Murdo parcurse același ritual cu fiecare în parte. Curând, întreaga manifestare se transformă într-o adevărată orgie. Când participanții nu se flagelau, bubuiau la tobe, zângăneau din tălângi și țopăiau în dansurile lor nebunești. Acțiunile lor trădau un abandon nebun, dar Kerris, care avea ochiul format, observă că loviturile de bici, deși teatrale și fără îndoială dureroase, nu păreau să facă rău decât temporar penitenților. Mertin apăru lângă ea și o întrebă: „Ce părere ai despre ce se întâmplă aici?” Kerris se încruntă și spuse: „De ce mă indignează oare atât de mult aceste manifestări?” „Nu știu. Dacă oamenii vor să se flageleze, de ce să mă opun eu? Poate că îi face să se simtă mai bine. Și totuși, eu unul sunt de acord cu tine”, rosti Mertin. De obicei, lucrurile în care e amestecat Murdo au ceva ascuns și imoral. Nu e vorba despre asta. Kerris își dădu seama că atmosfera generală nu era una de penitență. Acești dansatori nu-și rememorau contemplativ existențele, plin de durere și regret în legătură cu păcatele comise. Oamenii care se căiau cu adevărat erau predispuși la un comportament liniștit, gânditor și discret. Kerris simțea că la mijloc era altceva. Atmosfera era mai degrabă una de sureșitare. „Aici e vorba despre desfrânare”, spuse ea. „Numai că, în loc de băutură, se bucură excesiv de înjosirea la care se supun. Iar asta îi aduce într-o stare de extaz. Dar nu-i vorba despre nimic sexual. Încă nu. Peste ceva timp, nu se știe.” Murdo porni din nou în fruntea alaiului, conducându-și adepții dincolo de limita curții stăreției. Kerris observă că unii dintre penitenți țineau acum castroane în mâini și adunau bani de la cei prezenți. Își dădu seama că așa trebuie să fi procedat în fiecare oraș întâlnit. Îi străbăteau străzile principale cerșind. Probabil că aveau să se oprească la una dintre taverne, de unde aveau să-și cumpere mâncare și băutură. Mertin îi atinse brațul. „Ești palidă”, îi spuse. „Cum te simți?” „Sunt doar obosită”, răspunse ea sec. Trebuia să meargă mai departe, indiferent de felul în care se simțea, și nu o ajuta deloc să îi se aducă aminte cât de obosită era. Cu toate acestea, era frumos din partea lui să observe, așa că și îndulci tonul și adăugă: „Hai în casa starețului, e aproape ora prânzului.” În timp ce alaiul de flagelați dispărea în depărtare, cei doi traversară pajiștea de lângă catedral. Intrară în palat. Imediat ce rămaseră singuri, Kerris îl îmbrățișă pe Mertin și îl sărută. Dintr-o dată, simțurile ei preluară conducerea, așa că își strecură limba în gura lui, ceea ce știa că lui îi plăcea. În semn de răspuns, Mertin îi apucă ambii sâni în palme și îi strânse ușor. Nu se mai sărutaseră niciodată așa în palat, iar Kerris se întreba vag dacă nu cumva demonstrația obscenă a călugărului Murdo o făcuse să renunțe la inhibițiile obișnuite. „Ai pielea fierbinte”, îi șopti Mertin la ureche. Kerris voia ca Mertin să-i lase rasa în jos și să-și lipească buzele de sfârcurile ei. Simțea că își pierdea controlul și că nu era prea departe de a face dragoste, în mod teribil de imprudent, chiar acolo, pe podea, unde puteau fi surprinși foarte ușor. În momentul acela se auzi un glas de fată: „N-am vrut să vă iscodesc.” Kerris era uluită. Se îndepărtă de Mertin cu un salt vinovat. Se întoarse căutând-o pe cea care vorbise. În celălalt capăt al încăperii, pe o bancă, stătea o tânără cu un bebeluș în brațe. Era soția lui Ralph Fitzgerald. „Tilly!” exclamă Kerris. Aceasta se ridică. Părea extenuată și speriată.
Îmi pare foarte rău că v-am speriat," spuse. Kelly se simțea copleșită de ușurare. Tilly învățase la școala de la mănăstire, trăise aici ani de zile și ținea la Kelly's. Putea avea încredere în ea să nu facă public sărutul la care fusese martoră. Dar ce căuta aici?" Ești bine?" întrebă Kelly's. Sunt un pic obosită," zise Tilly. Se clătină pe picioare, iar Kelly s-o prinse de braț. Bebelușul începu să plângă. Mertin luă copilul și începu să-l legene cu mișcări experte. Gata, gata, nepoțele," îi spuse. Plânsetul copilașului se transformă într-o serie de scântece nemulțumite. Kelly si se adresă lui Tilly. Dar cum ai ajuns aici?" Pe jos. De la conacul din tenci? Cu Jerry în brațe?" Copilul avea 6 luni și nu era chiar ușor de purtat în brațe. Mi-a luat 3 zile. O, Doamne, s-a întâmplat ceva? Am fugit. Și nu te-a urmărit Ralph? Ba da, cu Ellen. M-am ascuns în pădure și ei au trecut pe lângă mine. Jerry a fost cu minte, n-a scos niciun sunet. Închipuindu-și această scenă, Kelly simți un nod în gât. Dar înghiți în sec. De ce ai fugit? Pentru că soțul meu vrea să mă omoare, răspunse Tilly, izbucnind în lacrimi. Kelly s-o puse să se așeze, iar Mertin îi aduse o cupă cu vin. O lăsară să suspine în voie. Kelly se așeză și ea pe bancă lângă fată și își petrecu brațul pe după umerii ei, în timp ce Mertin îl liniștea pe Jerry. Când în sfârșit suspinele lui Tilly se opriră de la sine, Kelly se întrebă cu blândețe. Ce-a făcut Ralph? Tilly dădu din cap în semn de negare. Nimic. E vorba pur și simplu despre felul în care se uită la mine. Știu sigur că vrea să mă omoare. Mertin bombăni. Aș vrea să pot să spun că fratele meu nu e în stare de una ca asta. Kelly continuă. Dar de ce să vrea să facă o asemenea grozăvie? Nu știu, murmură Tilly în culmea nefericirii. Ralph s-a dus la mormântarea unchiului William și acolo a stat de vorbă cu un avocat de la Londra, Sir Gregory Longfellow. Îl știu, rosti Kelly. E un om inteligent, dar mie una nu-mi place de nicio culoare. A început imediat după asta. Am impresia că are legătură cu Gregory ăsta. N-ai fi venit pe jos până aici cu un copil în brațe doar pentru o închipuire, admise Kelly. Știu că pare a fi vorba doar de o impresie, dar de atunci nu face altceva decât să stea cu ochii pironiți pe mine, furios și plin de ură. Cum să se uite un bărbat așa la nevasta lui? Ei bine, ai venit la locul potrivit, o asigură Kelly. Aici ești în siguranță. Pot să rămân? Cer și Tilly. Nu o să mă trimiteți înapoi, nu? Sigur că nu, răspunse Kelly. Întâlni privirea lui Mertin. Știa ce gândea. Era o imprudență să-i garanteze lui Tilly siguranța. În principiu, fugarii se puteau refugia în biserici, dar era foarte îndoielnic că o mănăstire de maici ar fi avut dreptul să acorde adăpost unei neveste de cavaler și să o țină departe de acesta la nesfârșit. În plus, Ralph avea să o oblige să-i dea copilașul, fiul și moștenitorul lui. Cu toate acestea, Kelly încercă să adopte un ton cât mai încrezător și adăugă. Poți să rămâi aici cât dorești. Ah, mulțumesc! Kelly se ruga în gând să poată să-și țină promisiunea. Ai putea sta în una dintre camerele speciale de oaspeți de deasupra spitalului, sugeră ea. Tilly părea îngrijorată de această perspectivă. Și dacă vine Ralph? N-o să îndrăznească. Dar dacă te simți mai în siguranță așa, poți să stai în fosta cameră a stareței Cecilia dincolo de dormitorul măicuțelor. Da, ar fi minunat. Una dintre servitoarele stăreției intră pentru a pune masa. Kelly să-i spuse lui Tilly. O să te duc imediat în sala de mese. Poți să iei prânzul cu surorile, după care să te întinzi în dormitor să te odihnești un pic. Se ridică. Dintr-o dată se simți cuprinsă de amețeală. Se sprijini de masă ca să-și recapete echilibrul. Mertin, care îl ținea în continuare în brațe pe Jerry, o întrebă neliniștit. Ce s-a întâmplat? Îmi revin imediat, murmură Kelly. Sunt pur și simplu obosită. Apoi se prăvăli pe podea. Mertin se simți invadat de un val uriaș de panică. Timp de o secundă, fu de-a dreptul năucit. Kelly nu fusese niciodată bolnavă, nu fusese niciodată neajutorată. Ea era cea care avea grijă de cei bolnavi. Pur și simplu nu se putea gândi la ea ca la o victimă. Clipa trecu fulgerător. Luptându-se cu frica din suflet, Mertin îi dădu cu grijă copilașul lui Tilly. Servitoarea se opri din activitatea ei și rămase încremenită în stare de șoc, holbându-se la silueta nemișcată a lui Kelly de pe podea. Mertin făcu un efort să-și păstreze un ton calm, dar impunător, și îi spuse: "Fugi la spital și anunță că stareței Kelly s-a făcut rău. Adu-o pe sora Onag. Hai, repede!"
Cât de repede poți? Fata ieși în grabă. Mertin îngenunche lângă Cheris. Poți să mă auzi, draga mea? O întrebă. Îi luă mâna moale și o mângâie ușor, după care îi atinse obrazul și îi ridică o pleoapă. Cheris era inconștientă. Tiri spuse. Are ciumă, nu-i așa? O, Doamne! Mertin o luă în brațe pe Cheris. Era un bărbat svelt, însă era obișnuit să care obiecte grele, blocuri de piatră și bârne. O ridică ușor și se îndreptă, după care o puse pe masă. Să nu mori, îi șopti el. Te rog să nu mori. O sărută pe frunte. Pielea ei ardea. O simțise și când se îmbrățișaseră cu câteva minute mai înainte, dar fusese prea tulburat ca să-și facă vreo grijă. Poate așa se și explica purtarea ei atât de pasională. Febra putea avea acest efect. Sora Onag intră în încăpere. Mertin era atât de recunoscător să o vadă, încât ochii se umplură de lacrimi. Onag era o călugăriță tânără care de-abia dacă-și terminase noviciatul de un an, doi, dar Cheris îi aprecia foarte mult abilitățile și o pregătea în vederea preluării conducerii spitalului cândva. Onag își puse o mască de pânză peste gură și nas, legând-o la ceafă. Apoi atinse fruntea și obrajii lui Cheris. A strănutat? Întrebă ea. Mertin își șterse ochii. Nu îi răspunse. Era sigur că ar fi observat asta. Strănutul era un semn de rău augur. Onag trase în jos partea din fața a rasei lui Cheris. În ochii lui Mertin, Cheris părea dureros de vulnerabilă, cum zăcea acolo cu sânii ei mici expuși, dar se bucură să observe că nu avea deloc pete purpurii întunecate pe piept. Onag o acoperi din nou. Se uită atent la nările lui Cheris. Nu sângerează, constată ea. Cu o expresie gânditoare, îi luă pulsul. După câteva secunde se uită la Mertin. S-ar putea să nu fie vorba despre ciumă, dar pare a fi ceva grav. Are febră, are pulsul rapid și respiră precipitat. Du-o sus, pune-o pe pat și spală-i fața cu apă de trandafiri. Cine are grijă de ea trebuie să poarte mască și să se spele pe mâini, ca și cum ar fi vorba despre un caz de ciumă. Inclusiv tu. Îi întinse o fâșie de pânză curată. În timp ce Mertin își lega masca la ceafă, își simțea chipul scăldat de lacrimi. O duse pe Cheris la etaj, o așeză pe salteaua din camera ei și îi aranjă hainele. Călugărițele aduseră apă de trandafir și un vas cu oțet. Mertin se așeză lângă Cheris, tamponându-i obrajii și fruntea cu o cârpă înmuiată în lichidul frumos mirositor și rugându-se să o vadă recăpătându-și cunoștința. Într-un final, acest lucru se și întâmplă. Cheris deschise ochii, se încruntă nedumerită, după care se uită neliniștită la el și îl întrebă. Ce s-a întâmplat? Ai leșinat, spuse el. Cheris încercă să se ridice în capul oaselor. Stai liniștită, îi impuse el. Ești bolnavă. Probabil că nu e vorba despre ciumă, dar tot e ceva grav. Cheris se simțea cu siguranță foarte slăbită, căci se lăsă pe pernă fără să mai protesteze. O să mă odihnesc un ceas. Doar atât, rosti ea. Rămase în pat timp de 2 săptămâni. 3 zile mai târziu, albul ochilor îi căpătă culoarea muștarului, iar sora Onag decretă că suferea de gălbinare. Aceasta îi pregăti o infuzie de plante îndulcite cu miere, pe care Cheris trebuia să o bea fierbinte de 3 ori pe zi. Febra se potoli, dar pacienta era în continuare slăbită. Întreba zilnic neliniștită de Tilly, iar Onag îi răspundea la întrebări, însă refuza să discute orice alt aspect al vieții mănăstirești, ca nu cumva acest lucru să o obosească. Cheris era prea nevolnică pentru a se putea împotrivi. Mertin nu mai părăsea deloc palatul starețului. În timpul zilei stătea la parter, suficient de aproape să o audă dacă îl striga, iar angajații lui veneau la el pentru a primi instrucțiuni în legătură cu diferitele clădiri pe care le construiau sau le demolau la momentul respectiv. Noaptea stătea întins pe o saltea și dormea iepurește, trezindu-se ori de câte ori ea se întorcea sau ritmul respirației îi se modifica. Lola dormea în camera alăturată. După prima săptămână, Ralph își făcu apariția la stăreție. Mi-a dispărut nevasta, rosti el când intră în sala mare a palatului starețului. Mertin își ridică privirea de la un proiect pe care îl trasa pe o lespede mare. Ziua bună, frățioare! Ralph părea că are ceva de ascuns. În mod clar, nu era cu totul îngrijorat sau îndurerat de dispariția lui Tilly. Nu ținea la ea, însă pe de altă parte, niciunui bărbat nu-i plăcea ca nevasta lui să fugă de acasă. Poate că și atitudinea mea lasă de dorit, îi spuse Mertin cu o oarecare vinovăție. În fond, am ajutat-o pe nevastă sa să-l părăsească. Ralph se așeză pe o bancă. Ai niște vin? Mor de sete.
Mertin se duse la dulap și îi turnă o cupă de vin dintr-o carafă. Îi veni în minte să declare că nu avea nici cea mai vagă idee privind locul unde era Tilly, însă instinctele sale se revoltară la gândul de a-și minți fratele, mai ales în legătură cu ceva atât de important. În plus, prezența lui Tilly la stăreție nu putea fi ținută secretă. Fusese văzută de prea multe călugărițe novice și servitori. Mertin își spuse că, la fel ca întotdeauna, era cel mai bine să fie sincer, cu excepția urgențelor extreme, bineînțeles. Înmânându-i cupa lui Ralph, îi spuse: Tilly e aici, la mănăstirea de maici împreună cu copilașul. Mă gândeam eu. Ralph ridică pocalul cu vin în mâna stângă, expunând cioturile celor trei degete pierdute în bătălie. Luă o înghițitură prelungă. Dar ce e cu ea? A fugit de tine, Ralph. Ar fi trebuit să mă anunți. Îmi pare rău pentru asta, dar nu puteam să o trădez. Îi e groază de tine. Dar de ce te aliezi cu ea împotriva mea? Sunt fratele tău. Pentru că te cunosc și știu că, dacă e disperată, cel mai probabil are și motiv. Asta-i culmea. Ralph încerca să pară indignat, dar nu era deloc convingător. Mertin se întreba care erau totuși adevăratele sale simțăminte. Nu putem să o alungăm de aici, adăugă Mertin. A cerut adăpost. Jerry e fiul și moștenitorul meu. N-aveți dreptul să-l țineți departe de mine. Nu la nesfârșit. Dacă apelezi la un tribunal, sunt sigur că o să câștigi. Dar n-ai vrea să-l desparți de mama lui, nu-i așa? Dacă-l iau acasă, chiar așa se va întâmpla. Însă din cauza ei. Cel mai probabil, lucrurile stăteau în tocmai. În vreme ce Mertin încerca să găsească altă modalitate de a-l convinge pe Ralph, în încăpere intră fratele Thomas cu Ellen după el. Thomas ținea cu singura sa mână brațul lui Ellen, ca și cum ar fi vrut să se asigure că acesta n-avea să fugă. L-am găsit dând târcoale pe aici, anunță el. Nu făceam decât să arunc o privire, protestă Ellen. Am crezut că nu e nimeni în mănăstire. Mertin replică. După cum vezi, nu e chiar așa. Avem un călugăr, 6 novici și 24 de orfani. Thomas aduse o lămurire suplimentară. Oricum nu era în mănăstirea de călugări, ci în claustrul călugărițelor. Mertin se încruntă. Din depărtare se auzea zvonul slab al unui psalm intonat de monahi. Ellen își planificase bine incursiunea. Toate călugărițele și novicele erau în catedrală pentru slujba de amiază. Pe la ora aceasta, cele mai multe dintre clădirile stăreției erau goale. Probabil că Ellen se plimbase nestingherit ceva vreme, iar purtarea lui nu părea a fi pur și simplu rezultatul unei curiozități nevinovate. Thomas adăugă: din fericire, un servitor de la bucătărie l-a văzut și m-a chemat din biserică. Mertin se întreba oare ce căuta Ellen. Pe Tilly? Dar n-ar fi îndrăznit să o răpească dintr-o mănăstire în toiul zilei, nu? Se întoarse către Ralph. Ce puneți la cale voi doi? Ralph devie întrebarea către Ellen. Ce era în capul tău să faci una ca asta? Întrebă el mânios, deși lui Mertin furia lui îi părea falsă. Ellen ridică din umeri. Aruncam și eu o privire prin jur până veneai. Nu era deloc credibil. Oștenii și scutierii își așteptau stăpânii la grajduri sau în taverne, nu în claustrul unei mănăstiri. Ralph spuse: ei, să nu se mai repete. Mertin își dădu seama că Ralph intenționa să continue această șaradă. Eu am fost sincer cu el, însă el clar nu-mi spune adevărul. Realiză plin de tristețe. Reveni la subiectul cel mai important. De ce nu lași în pace pe Tilly o vreme? Îl întrebă el pe Ralph. O să-i fie bine aici. Și poate că, la un moment dat, o să-și dea seama că nu vrei să-i faci niciun rău și o să se întoarcă la tine. E prea rușinos, zise Ralph. Nu neapărat. Femeile din aristocrație mai petrec din când în când câteva săptămâni la o mănăstire dacă simt nevoia de liniște. De obicei, când rămân văduve sau bărbații, le pleacă la război. Dar nu mereu, să știi. Când nu există niciun motiv evident, oamenii presupun imediat că respectiva n-a vrut decât să plece de la bărbatul-o. Și ce e atât de rău în asta? S-ar putea să-ți placă și ție să stai o perioadă singur departe de ea. Poate că ai dreptate, admise Ralph. Răspunsul lui îl luă total prin surprindere pe Mertin. Nu se așteptase ca Ralph să fie atât de ușor de convins. A avut nevoie de câteva clipe pentru a-și reveni din uimire. Apoi adăugă: da, dă-i un răgaz de 3 luni, după care vin o să discuți cu ea. Mertin avea sentimentul că Tilly n-o să dea înapoi niciodată, dar propunerea amâna un pic rezolvarea acestei crize. 3 luni, spuse Ralph. Bine, se ridică să plece. Mertin îi strânse mâna. Ce mai fac mama și tata?
Nu i-am mai văzut de luni bune. Îmbătrânesc. Deja tata nu mai pleacă de acasă. O să vin și eu în vizită când s-o însănătoși, Cheris. E încă la pat, a avut gălbinare. Transmite-i toate cele bune din partea mea. Mertin îi conduse pe cei doi până la ușă unde și rămase, privindu-i cum se îndepărtau călare. Se simțea complet descumpănit. Ralph punea ceva la cale și nu era vorba numai despre recuperarea lui Tilly. Se întoarse la proiectul său și mult timp rămase pironit locului, fără măcar să vadă liniile trasate înainte. Pe la sfârșitul celei de-a doua săptămâni, stareța Cheris dădea semne clare că avea să-și revină. Mertin era extenuat, însă fericit. Simțindu-se ca un condamnat grațiat, o culcă mai devreme pe Lola și ieși în oraș pentru prima oară de când Cheris se îmbolnăvise. Era o seară călduță de primăvară, iar razele soarelui și aerul înmiresmat aproape că l-amețeau cu totul. Hanul lui, Bell, era închis din cauza lucrărilor de reconstrucție, dar la Hollybush afacerile erau înfloritoare. Băncile de afară erau pline de clienți care aveau fiecare câte o cană de băutură în față. Erau atât de mulți oameni peste tot, bucurându-se de vremea bună, încât Mertin se opri să-i întrebe pe băutori dacă nu cumva era sărbătoare, gândindu-se că pierduse el cumva șirul zilelor. Fiecare zi e sărbătoare acum, îi răspunse unul. Ce rost are să muncim când oricum o să murim toți de ciumă? Poftiți la o cană de bere. Nu mulțam. Mertin își continuă drumul. Observă că mulți oameni purtau haine elegante, pălării fistichii și tunici brodate pe care, în mod normal, n-ar fi putut să și le permită. Presupunea că era vorba despre haine moștenite sau pur și simplu luate de la cadavrele vreunor cetățeni înstăriți. Efectul era oarecum de coșmar. Pălării de catifea peste plete murdare, haine cu fir de aur pătate cu mâncare, pantaloni zdrențuiți combinați cu încălțări bătute cu pietre prețioase. Văzu doi bărbați îmbrăcați din cap până în picioare în haine femeiești, cu rochii până la pământ și broboade. Mergeau pe strada principală, braț la braț, aidoma unor neveste de negustori înstăriți care șetalează averea, numai că erau, fără nicio îndoială, bărbați, cu palme și tălpi mari și păr pe bărbii. Mertin începu să se simtă dezorientat, ca și cum nu se mai putea baza pe nimic acum. În timp ce întunericul se adâncea, Mertin traversă podul care unea orașul cu insula leproșilor. Construise aici o stradă întreagă, cu prăvălii și taverne de o parte și de alta, care unea cele două părți ale podului. Lucrările erau terminate, însă clădirile erau neocupate având scânduri bătute de-a curmezișul ferestrelor și al ușilor pentru a nu permite accesul vagabonzilor. Nu trăia nimeni aici, cu excepția unor iepuri. Mertin se gândea că locul avea să rămână pustiu până ce Kingsbridge reușea să scape de ciumă și lucrurile reveneau la normalitate. Dacă ciuma nu se stingea, atunci strada proaspăt construită n-avea să fie ocupată niciodată. Dar în situația aceasta extremă, închirierea magazinelor ar fi fost ultima dintre grijile sale. Se întoarse în orașul vechi tocmai când se închidea poarta. La Hanul Whitehorse părea să se țină o petrecere de proporții uriașe. Întreaga clădire era luminată, iar mulțimea ocupa tot spațiul din fața clădirii. Ce se întâmplă? Îl întrebă Mertin pe unul dintre bărbații care se îndeletnicea cu golirea unei căni cu bere. Tânărul Davy s-a molipsit de ciumă și n-are niciun moștenitor căruia să-i lase hanul, așa că acum dă berea gratis, îi răspunse bărbatul rânjind de încântare. Poți să bei cât te ține burdihanul, e degeaba. Fără îndoială, el și mulți alții acționaseră pe acest principiu de ceva vreme, așa că zeci de inși zăceau care pe unde morți de beți. Mertin își croi drum prin mulțime împingându-se ca să poată înainta. Cineva bătea la o tobă, iar alții dansau. Văzu că mai mulți bărbați formaseră un cerc și aruncă o privire peste umerii lor să vadă ce ascundeau. O femeie de vreo 20 de ani, aflată într-o stare avansată de ebrietate, stătea plecată peste o masă, în timp ce un bărbat o pătrundea pe la spate. În mod clar, majoritatea celor prezenți își așteptau rândul. Dezgustat, Mertin se îndepărtă. Undeva în lateral, lângă clădire, pe jumătate ascuns de butoaiele goale, Mertin îl zări pe Ozzy Ostler, un geambaș bogat care stătea în genunchi în fața unui bărbat mai tânăr și îi sugea penisul. Un asemenea comportament era ilegal, ba chiar se pedepsea cu moartea, dar în ultima vreme nimănui nu-i păsa de asta. Ozzy, bărbat însurat care făcea parte și din ghilda parohială, întâlni privirea lui Mertin, însă nu se opri, ci din contră, continuă cu și mai mare entuziasm, ca și cum ar fi fost încântat de faptul că cineva îl privea. Mertin clătină din capul uit. Chiar lângă ușa tavernei se afla o masă încărcată cu tot felul de alimente consumate pe jumătate. Bucăți de carne friptă, pește afumat,
budini și bucăți de brânză. În mijlocul lor stătea cocoțat un câine care sfâșia cu colții un calup de șuncă. Un bărbat vomita într-un castron cu tocană. Lângă ușa tavernei, Davy stătea într-un jilț mare din lemn cu o cupă uriașă de vin în mână. Strănuta și transpira, iar din nas îi curgea firicelul caracteristic de sânge, dar se uita în toate părțile și îi încuraja pe petrecăreț să se distreze cât mai bine. Părea dornic să se sinucidă cu ajutorul băuturii înainte ca ciuma să-i vină de hac. Mertin era de-a dreptul îngrețoșat. Părăsi acest spectacol jalnic și se grăbi să se întoarcă la stăreție. Spre surprinderea sa, o găsi pe Kerris în picioare gata, îmbrăcată. "Mă simt mai bine," îl anunță ea. "De mâine o să-mi reiau îndatoririle obișnuite." Văzându-i expresia sceptică, stareța adăugă: "Sora Onag a zis că pot." "Dacă ești dispusă să respecti ordinele date de alții, înseamnă că n-ai revenit la normal," spuse el. Iar ea izbucni în râs. Văzând-o hohotind, lui Mertin i se umplură ochii de lacrimi. Kerris nu mai râsese de 2 săptămâni, iar Mertin avusese momente în care se întrebase dacă avea să mai audă vreodată hohotele ei vesele. "Unde ai fost?" Mertin îi povesti despre plimbarea sa prin oraș și lucrurile tulburătoare la care fusese martor. "La urma urmei, nimic din toate astea nu e de neimaginat," adăugă el, "doar că mă întreb ce o să fac în continuare. Când o să le dispară toate inhibițiile, oare o să înceapă să se omoare între ei?" O servitoare de la bucătărie aduse o supieră plină pentru cină. Kerris luă câteva înghițituri precaute. Mult timp, orice mâncare îi făcuse greață. Totuși, această supă slabă păru să fie pe placul ei, așa că bău un castron întreg. După ce servitoarea strânse masa, Kerris spuse: "Cât am zăcut, m-am gândit mult la moarte." "N-ai trimis după preot." "Fie că am fost bună sau rea pe lumea asta, nu cred că Dumnezeu s-ar lăsa păcălit de o pocăință de ultim moment." "Și atunci la ce te referi?" "M-am tot întrebat dacă există ceva ce regret cu adevărat." "Și?" "Am descoperit că sunt multe lucruri de genul ăsta. Sunt în relații proaste cu sora mea. Nu am copii. Am pierdut pelerina stacojie pe care tata i-a dăruit-o mamei în ziua în care a murit." "Cum ai pierdut-o?" "Nu mi s-a permis să o iau cu mine când am intrat la mănăstire. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea." "Și care e cel mai mare regret?" "Sunt două. Nu mi-am construit spitalul visat și am petrecut prea puțin timp în pat cu tine." Mertin ridică din sprâncene. "Ei bine, al doilea se poate repara destul de ușor." "Știu. Și călugărițele?" "Nimănui nu-i mai pasă. Ai văzut și tu cum stau lucrurile în oraș. Aici, în mănăstire, suntem prea ocupate cu muribunzii pentru a ne mai agita în legătură cu vechile reguli. Joan și Onag dorm împreună în fiecare noapte într-una din camerele de deasupra spitalului. Nu mai contează." Mertin se încruntă. "E ciudat că fac asta și tot participă la slujbele din toiul nopții. Cum împacă aceste două lucruri?" "Ascultă, Evanghelia după Luca ne învață că cel care are două haine să le împartă cu cel care nu are niciuna. Cum crezi că împacă episcopul de Sharing aceste cuvinte cu cufărul său plin de sutane? Tot selectează ce vor din învățăturile bisericii și ignoră ceea ce nu le convine. Și tu?" "Și eu fac la fel, numai că eu sunt sinceră. Așa că o să trăiesc cu tine ca soția ta, iar dacă e să mă întrebe cineva ceva, o să le răspund că trăim în niște vremuri ciudate." Se ridică, se duse la ușă și o blocă prin fixarea barii transversale. "Ai dormit aici în ultimele 2 săptămâni. Nu te muta." "Nu e nevoie să mâncui aici," replică el cu un hohot. "O să rămân de bună voie." O cuprinse în brațe. Kerris spuse: am început ceva înainte să leșin. Tilly ne-a întrerupt. Aveai febră." "În sensul acela am și acum. Poate că ar trebui să continuăm de unde am rămas. Am putea să ne băgăm în pat mai întâi." "De acord." Ținându-se de mână, urcară la etaj.